A fost odată ca niciodată, că de nu ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată ca niciodată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nimic. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea pădurii și se ascunzese sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să mai găsească de mâncare. Tolănindu-se și gândindu-se așa, îi veni un miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și văzu în drum și, după ce își ridică capul, vulpea a văzut un țăran cu o căruță, un țăran și trasă de un bou. Ah, ia ca hrana ce așteptam eu. Și după ce se gândia la un plan, ea se duse în margine pe drum și se prefăcu că era moartă. După ceva timp, țăranul venise și văzu vulpea și credea că era moartă cu adevărat, spune: dar cum a ajuns vulpea asta să moară chiar aici? Ti, ce frumoasă cața veică, o să-i fac neveste mele din blana acestui vulpoi. Și luând-o de ceafă, se opinti și o arunca deasupra peștelui. Și o aruncă deasupra peștelui. Și apoi strigă la boi: hei, Joian! Și boul a început să pornească. Însă, cum a pornit boii, vulpea a și început să scoată peștele din car. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe aruncă o mulțime de pește pe drum, sare și ea din car. Apoi se duce să ia peștele și să-l ducă în vizuină. Ajunsese în scorpura sa, vulpea a început să mănânce peștele care îl luase din car. Dar când apucase să mănânce, de nicăieri a apărut ursul. Bună masa cu mătră, dar tii ce de mai pește ai! Dă-mi și mie, că tare mi-i poftă! Ia mai puneți poftă în cui, cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă, ca mine, și ai avea pește să mănânci. Ce bun e asta! Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele. Dar cu metre, dar tu nu știi vorba. Să nu-ți bagi oala, să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Da, o știu. Ei, acum trebuie să o încălcăm și trebuie să-ți bagi coada în baltă, ca mine, peste noapte, și ai avea pește să mănânci. Mulțumesc, cu mătră. Cu plăcere. Ursul se duse la bătoaca din marginea pădurii și își jură în apă toată coada. În acea noapte începu a bate un vânt rece de îngheța limba în gură și cenușa de sub foc. Îngheță și zdravă în coadă din apa din băltoacă și prinse coada ursului ca într-un clește. Nemai putând de durerea cozii și de frig și răsărind soarele, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smucind odată din toată puterea. Nervos, ursul, că și-a rupt coada în loc să scoată pește, fugi la vulpe
Să ideea de cheltuială. Vulpea, fiindu-se deja în scorba la un copac și văzându-l pe urs că vine fără de coadă, începu a striga: "Vai, cumătre! Dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea racom și nu ai vrut să mai rămână pește în baltă?" Atunci el căută o crangă cu cârlig și a început să cotrobăiască prin scorbură ca să ia, scoată vulpea afară și să-i dea de cheltuială. În zadar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că nu putea scoate vulpea din scorbura copacului. Și iată așa a rămas ursul păcălit de vulpe. Sfârșit!